Pentru a ține acasă în țară pe elevii cei mai buni la învățătură, ministrul educației Adrian Curaj vrea să le dea bani. Aflat la finele săptămânii trecute la Oradea, ministrul a declarat că în fiecare an, din 2013 încoace, se dau 50 de burse de excelență în valoare de câte 15.000 de euro, însă doar pentru elevii care au câștigat olimpiade sau concursuri internaționale și rămân în țară unde vor activa în domeniul cercetării. Cu toate acestea, Adrian Curaj s-a arătat dezamăgit și mirat că, deși există o astfel de oportunitate, mulți nu știu de ea, scrie bihon.ro. Din păcate, nu au fost solicitări. S-au dat 14 burse acum 2 ani, 11 acum 3 ani, iar anul acesta nu a fost nicio ofertă pentru că nu a fost anunțat concursul și am rămas dezamăgit. Am rămas surprins, aflu că nu se știe de concurs. De asta acum l-am anunțat ca să se știe de program. Îmi pare rău că lucruri minunate nu sunt spuse și nu sunt cunoscute, a mai spus ministrul.